găsit la știrile din sport. Capitala Bulgariei a găzduit la finalul săptămânii trecute o etapă de circuit european sub 17 ani de sabie, competiție la care Brașovul a fost reprezentat de sportivii de la CSM și Centrul Olimpic. Sabrerii brașoveni au obținut rezultate foarte bune, astfel că viitorul sabiei românești este asigurat. La competiția din Sofia au participat peste 200 de sportivi din 42 de țări. Concursul pe echipe rezervat băieților a revenit echipei România 1, în componența Rareș Ailincă de la CSM Brașov, Răzvan Stănescu de la CSS Slobozia, Matei Aniculoesei de la Steaua și Vlad Grădișteanu de la CS Duel. În finală, România 1 a trecut cu 45-33 de Ucraina 3. O performanță excelentă a reușit și brașoveanul Andrei Păștin. Sportivul legitimat la Clubul Sportiv Dinamo și antrenat de Rareș Dumitrescu și Marius Gălățeanu la Centrul Olimpic din Brașov a obținut medalia de bronz în concursul individual, în timp ce Rareș Ailincă a încheiat pe locul 8. În concursul individual rezervat fetelor, Sabina Martiș de la Steaua a cucerit medalia de argint. Foarte bună a fost și evoluția echipei feminine a României, care a cucerit medaliile de aur după 45-44 cu Ucraina 1. După competiția de la Sofia, sabrerii brașoveni vor participa la campionatul național de sabie rezervat speranțelor, competiție ce va avea loc la Râșnov, în sala de sport a Școlii Generale numărul 3, la sfârșitul acestei săptămâni. Echipa de polo pe apă Corona Sportul Studențesc Brașov a pierdut meciurile etapei a treia din Superliga Națională. Trupa de puști, antrenată de Aurelian Georgescu, a cedat la București în fața Stelei cu scorul de 12-8 și 20-8. Tinerii poloiști de sub tâmpă au jucat foarte bine în primul meci din capitală și au ținut aproape de una dintre cele mai bune echipe ale Superligii, Steaua București. Elevii lui Aurelian Georgescu au pierdut pe final jocul cu Steaua cu scorul de 12-8, pe seturi 3-2, 3-0, 2-1 și 4-5, dar au demonstrat că echipa ce se construiește sub tâmpa are un viitor frumos. În cea de-a doua partidă, formația condusă de Andrei Iosep și Răzvan Cristescu a câștigat mult mai clar cu scorul de 20-8, pe seturi 8-2, 6-2, 3-2 și 3-2. În runda a patra Ligii Corona Sportul Studențesc Brașov va juca în bazinul olimpic de sub tâmpa în compania formației AMFA Arad. Punem punct aici știrilor din sport. Între zvanțile urmează informațiile despre vreme.